accident rutier pe DN73 între Cristian și Brașov, două autoturisme au fost implicate potrivit datelor oferite de reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență din Brașov. În urma accidentului a rezultat o victimă ce prezenta un traumatism craniofacial. Aceasta a fost transportată la spital după ce a primit îngrijiri medicale la fața locului. Purtătorul de cuvânt al ISU Brașov, plutonier major Luiza Dănilă, spune că la fața locului s-au deplasat o auto specială de stins incendii cu apă și spumă și un echipaj smurt. Un bărbat din Sibiu a fost prins în flagrant de către polițiștii brașoveni. Oamenii legii efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt, dosar instrumentat sub coordonarea parchetului de pe lângă judecătoria Brașov. Miercuri 12 august, pe strada Mureșenilor din municipiul Brașov, polițiștii l-au prins în flagrant pe bărbat, în timp ce sustrăgea mai multe colete din interiorul unui autoturism aparținând unei firme de curierat. Omul a fost dus la sediul secției 1 de poliție Brașov în vederea audierii, a precizat purtătorul de cuvânt al IPJ Brașov, comisar de poliție Alina Maria Ivan. 66,1% este rata de promovare a concursului național de titularizare sesiunea 2020 în județul Brașov după soluționarea contestațiilor. Brașovul rămâne pe locul al treilea în ceea ce privește promovabilitatea profesorilor la acest examen. Modificările au fost asemănătoare în județul nostru cu cele de la nivel național, astfel că avem cu 2% mai mulți dascăli care au obținut notă de trecere. În urmare evaluării lucrărilor contestate ale candidaților din județul Brașov, din cadrul concursului național pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul preuniversitar, procentul notelor între 7 și 10 a crescut la 66,1%, cu aproape 2% mai mare față de cel inițial. Anul acesta, numărul total de contestații depuse de candidații din județul Brașov a fost de 116. În cazul la 109 contestații, notele au fost modificate, cele mai multe în favoarea candidaților. De menționat este faptul că județul nostru, cu procentul de promovare de 66,1%, se menține în continuare pe locul al treilea la nivel național după județele Cluj și Dolj. Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată, candidații trebuie să fie obținut la proba scrisă minimum nota 7, iar pentru angajarea pe perioadă determinată, minimum nota 5. Repartizarea candidaților pe posturile didactice de predare vacante, publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă, se realizează în ședințe publice organizate de către Inspectoratul Școlar Județean Brașov în data de 13 august. Detalii suplimentare sunt disponibile atât pe site-ul titularizare.edu.ro, cât și pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Brașov. Nu, nu este începutul unui film horror, însă este realitatea crudă. O realitate a Brașovului și tuturor brașovenilor care zilnic trec pe aleea de sub Tâmpa, privind cu nostalgie la ceea ce era odată centrul de agrement al Brașovului. Cu lacătul pe ușă de peste 4 ani, baza de agrement de sub Tâmpa se află în stare de conservare. Infiltrațiile de apă care au pătruns din exterior și de pe versantul Tâmpa au produs stricăciuni vădite. Centrul de agrement Tâmpa arată deplorabil. Clădirea este deteriorată, băncile de la patinoar sunt putrede, gresia de pe stâlpii de susținere s-a desprins sau este spartă. Mizeria a invadat toată zona. Pot să spun că aici poți să vezi superlativul de la bătaie de joc. Aici era o bază superbă. Tenis vara, patinoar iarna pe care l-am inaugurat prin 2012, bowling, sală de fitness, bazin de not. Din păcate, nu au fost în stare nici măcar să asigure încălzirea iarna, s-au spart toate țevile în perete. Deci, aici e imaginea de gospodar a celui care a condus și a celor care au condus, practic, județul Brașov timp de 4 ani. Așa se încheie încă un material despre o clădire emblemă pentru orașul Brașov. Anul trecut, autoritățile estimau că cel mai devreme clădirea ar putea fi redeschisă publicului în luna iunie a anului 2020. Nu s-a întâmplat nici în acest an acest lucru.
în ședința ordinară a Consiliului Local din data de 14 august, primarul va supune votului consilierilor municipali proiectul de lege Calea Verde a municipiului Brașov, conectarea arilor majore de teren prin soluții de transport ecologic, proiect care își propune să extindă și să îmbunătățească infrastructura dedicată transportului nepoluant din municipiul Brașov prin amenajarea de piste de biciclete, zone pietonale și benzi dedicate pentru transportul electric, care să lege cartierele Brașovului cu zonele de interes din oraș, precum și localitățile din zona metropolitană. Adoptarea acestei hotărâri este necesară pentru ca municipiul Brașov să poată beneficia de o finanțare nerambursabilă pentru elaborarea documentației tehnice necesară implementării acestui proiect. Astfel, municipalitatea va aplica în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 obiectivul prioritar Europa mai verde cu emisii scăzute de carbon, obiectivul specific îmbunătățirea protecției naturii și a biodiversității, a infrastructurii verzi, în special în mediul urban și reducerea poluării. Proiectul prevede realizarea unei artere verzi a orașului Brașov cu lungimea de aproximativ 25 de kilometri, care să unească centrul orașului, Universitatea, Gara, Autogara, zonele mari comerciale și industriale de business și zonele din apropierea arilor rezidențiale. În orașul Ghimbav, Piața Muncii poate fi un exemplu concret pentru foarte multe localități din acest județ. Asta a spus ambasadorul Angliei în vizita pe care a desfășurat-o la începutul acestei luni la Ghimbav. Spre exemplu, o firmă care produce ambalaje din Ghimbav este printre primele în Europa. Pentru că suntem orașul după primul loc din țară, din nou văzând ce înseamnă lucrări în Ghimbav, una din firme a avut o vizită a excelenței sale, ambasadorul Angliei, pentru că s-a oprit la Ghimbav, are peste 100 de angajați, le explicam, încă nu am de la ei ca să vă spun de ce ambasadorul excelență sau ambasadorul Angliei ne-a vizitat, să vedeți ce înseamnă protecție pentru lucrătorii lor. Un lucru, farmacie, putem să ne lăudăm că încă o nouă fabrică cu 95 de angajați funcționează și e una ce înseamnă ambalaje carton hârtie, vă spun mai să nu dau nume, e una dintre primele firme în Europa. De asemenea, este important de menționat că numărul de angajați din Ghimbav este mai mare decât numărul efectiv de locuitori. Mai exact, Ghimbavul atrage forță de muncă din jur. Mai exact, Ghimbavul are aproape 6500 de locuitori, pe când firmele din oraș au aproape 11.000 de angajați. On the 25th of April 1986, my mother crossed the border into the USSR. She was 6 months pregnant. On the following day, there was an explosion at the Chernobyl. Documentarul intitulat sugestiv Totul nu va fi bine, care descrie impactul accidentului nuclear de la Chernobyl, va rula începând de vineri în cinematografele în aer liber din toată țara. Totul nu va fi bine este primul lungmetraj documentar semnat de Adrian Pârvu. A avut premiera mondială la Festivalul Internațional de Film Transilvania la Cluj-Napoca și a fost prezentat în avanpremieră la Constanța și București. Începând de vineri, va putea fi vizionat în mai multe orașe din țară. Totul nu va fi bine este de fapt un road movie în care un regizor pe jumătate nevăzător și iubita lui încearcă să descopere efectele Cernobâlului asupra lor. În călătoria lor cunosc oameni afectați de dezastrul nuclear petrecut în 1986, iar pe măsură ce descoperă impactul Cernobâlului asupra unei întregi generații, problemele lor de sănătate se agravează și le complică planurile. Filmul poate fi vizualizat și online, însă, din 11 august, acesta a ajuns și în cinematografele din Brașov.